Ce se petrece însă la Dinamo este inimaginabil. Niciodată nu cred că în istoria vreunei echipe s-a întâmplat așa ceva. După în martie spun că se va alege praful cu băieții ăștia. Eu dacă aș fi conducător la Dinamo și ar veni mâine cu 20 de milioane de dolari, de euro, pardon, l-aș da afară pe poartă. Ieși afară. Nu ți-e rușine ce ai făcut în echipa asta. El și mai sunt și alții. Ceea ce s-a întâmplat la Dinamo în ultimele luni de zile este această asociere în vederea comiterii de infracțiuni. Gay n-avea ce să caute la Dinamo și, în primul rând, ceea ce face este incalificabil. Nu mai e cum să-l dai afară când vezi că 2 contra 1 se descurcă excelent. Poate că din jalea asta la ce s-a întâmplat în august, când a apărut acest Cortasero cu Malero Marin, contractele astea infernale de la început, nu, adică a fost un sat, o casă fără lider, fără câini, fără oameni competenți. Deci ceea ce fac suporteri acum este de apreciat. Proprietarul echipei în continuare este tot Negoiță, asociat unic administrator. Dar nu poate să ia nicio decizie de înstrăinare a acțiunilor decât ale coaforului. Un coafor care a plătit 2 milioane de la Nicolae Badea, n-are niciun angajat, n-are niciun profit. Din păcate, nimeni nu face ce trebuie. Și DDB-ul pe undeva, de la început, ar trebui, pentru că a avut o clauză în care trebuia să participe, să vadă dacă există bonitatea cumpărătorului și dacă nu au fost, cum nu au fost prezenți, să ceară 100.000 de penalitate de la domnul Negoiț Mărginan. Și vorbeam chiar zilele trecute cu el, a reușit astăzi, printr-un jurist al lui, ca banii care vor intra pe 25 ianuarie de la Ligă, vreo 550.000, să fie transformați într-o cesiune direct în contractul unor jucători care vor rămâne.